Și ne rugăm în această dimineață Dumnezeu să vorbească fiecăruia după nevoile lor. După înviere, dacă suntem atenți la textele biblice, o să întâlnim de multe ori această expresie a temerii, a fricii. În textul care a fost citit, Biblia spune că ucenicii erau adunați împreună și primul lucru care au făcut după ce au intrat înăuntru, nu au dat pace unii cu alții. Nu au zis, hai să citim un psalm. O zis Petru, o zis Ioan, o zis cei care erau prezenți acolo, asigurați-vă că ușile sunt încuiate. Puneți pe cineva să stea acolo de pază. Pentru că, dragii mei, Biblia spune că aveau o frică, era frica iudeilor. În Matei capitolul 28, versetul 9, despre femei, se spune, Biblia spune aici că au plecat repede de la mormânt, versetul 8, cu frică și cu mare bucurie. Stai și te gândești uneori, oare chiar e bun amestecul ăsta? Adică înțeleg, un sirop de smeură cu apă minerală, dar chiar merge frică cu mare bucurie? De multe ori Iisus Hristos, când se întâlnește cu ucenicii, cu femeile, are această expresie și îi salută în următorul fel, pace vouă, nu vă temeți, adică văd că inimile voastre sunt tulburate, sunt fricoase și ceea ce aveți nevoie voi, nu-i de un costum nou, nu-i de o cămașă nouă, nu-i de o mașină nouă, ci ceea ce aveți nevoie, le spune Domnul Iisus, este de pace. Dragii mei, trăim într-o vreme a fricii și cred că dacă ar fi să ne recunoaștem fiecare dintre noi, toți cei prezenți aici, cei care ne ascultați pe internet, avem cel puțin o frică în viața asta. Dar nu vreau să vorbesc de frica aceea care se numește acrofobie sau de frica aceea care se numește claustrofobie. Sunt peste 300 și ceva de frici identificate. Sunt oameni care nu vor lua niciodată liftul în viața lor pentru că au o teamă de spații închise. Nu despre frica aia vreau să vorbesc astăzi. Vreau să vorbesc în această zi, dragii mei, despre o altfel de frică. Unii avem frica aceasta că ne pierdem sănătatea. Alții au frică că își pierd locul de muncă, casa sau apartamentul luat prin bancă. Am observat tineri care au frică de examen. Am observat logodnică, logodită cu logodnicul ei. Avea teama asta, nu era sigură că iubirea logodnicului ei era chiar autentică. Am văzut băiat care avea o mașină extraordinară, era foarte puternic financiar. Nu, avea frica asta, oare mă iubește din cauza ceea ce am sau din cauza ceea ce sunt? Sunt tineri care au frica aceasta, că nu-și vor lua driver license-ul. Sunt familii, dragii mei, care au frica aceasta, că copiii nu-i vor asculta. Îmi scria o mamă în urmă cu 3 luni de zile, bolnavă de cancer, de pe un alt continent, și spunea, băiatul meu este plecat în lume. Am frica aceasta că eu voi muri și nu o să-mi văd copilul mântuit. Și mi-a scris azi noapte băiatul ei și când m-am ridicat azi dimineață din pat, mi-a scris, mama mea a murit. Mi-a spune, a ascultat mult predicile și alte lucruri. Și am răspuns așa, să nu uiți, că ai avut o mamă care a avut frica asta în ultimii ani din viață, că tu nu vei călca pe urmele ei. I-a lăsat o moștenire foarte mare, mama aceasta. Dar nu e suficient să ai aici pământ, să ai aici material. Important e să ai dincolo cerul. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Dragii mei, frica e cârligul cu care diavolul ține pe om, ca și pescarul când prinde peștele. Și uitați-vă, atunci când peștele este prins, el nu se gândește oare câți metri pătrați are balta asta. Oare ce undiță m-a prins? De 1000 de euro sau de 100 de euro? Oare ce momială? Cum am amestecat momiala că m-a prins? Nu. Peștele, când este prins de pescar, are un singur scop, să scape din cârligul acela. Dacă cumva astăzi ai o teamă, ai o frică, o să vedem mai târziu în acest mesaj că sunt temeri bune, sunt frici bune, dar sunt frici, dragii mei, și am întâlnit oameni care sunt 10 de ani blocați de o anumită frică și nu pot să înainteze deloc. Pentru că frica te blochează, frica îți închide inima, frica te paralizează. Există frică bună și există frică reală. Vă dau un exemplu ca să înțelegem mai bine. Stăteam de vorbă cu o mamă care a fost scoasă de bărbatul ei în urmă cu 10 ani în București, din casă, cu 7 copii în stradă. Nici măcar hainele nu i-a dat voie să le ia pentru copii. Nici măcar ghiozdanele de la copii nu i-a dat voie să le ia. A rămas în stradă cu copii.
Și spunea mama aceasta, când tatăl venea acasă, când soțul meu venea acasă, copiii aveau o frică. Se ascundeau prin baie, se ascundeau prin pat, se ascundeau pe unde apucau. Le era frică că venea tata beat acasă. Și asta e o frică groasnică. Am încercat să stau de vorbă cu acei copii, nu se deschideau, nu mai aveau încredere în nimeni. Fetele în special au zis, nu ne trebuie căsătorie niciodată în viață. Era o traumă cu care au rămas legate. Există frică rea, există teama asta rea, dar există, dragii mei, și o frică bună. Am întâlnit un băiat care îmi spunea așa, mi-e frică să nu-l supăr pe tată. Chiar dacă sunt plecat departe la muncă de România, am acasă un tată și o mamă pocăită. Și mi-e frică să fac ceva care i-ar putea supăra. Asta e o frică bună. Vreau să amintesc câteva frici din Biblie, dragii mei, și prima frică care o amintesc este frica de moarte. Și Biblia spune în Evrei 2:15 că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. O altă traducere spune așa, și să elibereze pe aceia care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Nu vă cunosc, poate 4-5 persoane dacă cunosc de aici, dar această întrebare, îți este frică de moarte? E adevărat că nimeni nu dorim să murim, toți ne-am dorit să mai trăim. Dar au zis Pavel la un moment dat, când a vorbit de moarte, și Pavel vorbește de multe ori în epistolele lui de moarte, căci pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri este un câștig. Oameni buni, ascultați-mă, nu poate fi moartea un câștig decât dacă a trăi este Hristos. Dacă ți-e frică în seara asta de moarte, în dimineața asta de moarte, dacă spui mor și nu știu unde mă duc, șansele ca să ai mântuirea sunt foarte mici. Mă rog astăzi, Domnul, să ne mai elibereze de frica aceasta. N-ar trebui să existe frica asta. Dacă plec din viața asta și sunt împăcat cu Dumnezeu, pentru mine moartea e un câștig, pentru că îl văd pe Dumnezeu față în față. Și o zis Iov, știu că îmi va fi binevoitor, slăvit să fie Domnul. O altă frică care am văzut-o este frica de autorități, nu? Roman 13:3, dregutorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Roman 13:5, de aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Adică Pavel spune aici așa, dacă umbli cu droguri, e normal să-ți fie frică de autorități. Dacă umbli cu furt de mașini, e normal să-ți fie frică de autorități. Și Pavel spune, reglează-ți trăirea, reglează-ți viața și n-ai motive să-ți fie teamă de autorități. O altă frică, dragii mei, care am întâlnit-o și Biblia ne vorbește despre ea, este frica de cataclisme, frica de calamități, frica de epidemii, de cutremure, frica de furtună. Matei 14:30, Petru, Biblia spune aici, când a văzut că vântul era tare, s-a temut, i-a fost frică. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă! Poate ai și tu frica aceasta în viața ta. Vreau să spun că există o soluție. Doamne, scapă-mă! O altă frică, dragii mei, și cred că este o frică bună, dar dacă o ducem la extrem, poate să cauzeze depresie. Este frica pentru familie. Pentru copiii noștri. Întotdeauna când ieșeam din casă și eram mic, mama în special îmi spunea să ai grijă la trecerea de pietoni, să ai grijă la mașini, să ai grijă când te urci în tramvai. Avea o frică. Și Biblia ne vorbește despre faptul că Iacov, în Genesa 42:4, n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă, de frică, să nu îi se întâmple vreo nenorocire. Poate ai frica asta pentru copiii tăi. Am întâlnit părinți care aveau copii plecați în străinătate. Îi trimiteam soției aseară pe WhatsApp un mesaj despre faptul că în România sunt atât de mulți bătrâni internați în azile. Și au această teamă și spunea o bătrânică și am citit aseară în ziarul acela, stau cu pozele copiilor în față și nu știu dacă o să mă mai viziteze vreodată. Am teama asta că o să mor singur, o să mor singură. Spunea cineva, n-am primit un telefon de 10 ani de la copilul plecat în Franța și l-am crescut cu greu.
Și există și teama asta. Mă rog astăzi, dacă ai teama asta, să înțelegi că familia ta este în brațul lui Dumnezeu. Copiii tăi sunt în brațul lui Dumnezeu. Nu o să mai poți să-i urmărești poate astăzi cu telefonul, cu cameră video. Poate îi și sâcă-i cu întrebări și ai vrea să te sune, ca și atunci când erau mici. Dar poți să-i urmărești cu rugăciune. Doamne, ajută-ne la asta! Vreau, dragii mei, să mă uit la un exemplu și nu o să citesc, pentru că textul este foarte lung, dar cred că cei mai mici copii din biserică și toți știm acel text despre David și despre Goliat. Și vreau să învățăm în această seară, în această dimineață, cum putem să biruim frica. Cum putem, ca dacă ar fi un medicament, mă duc la farmacie, îl iau, îl bag în gură și nu mai am frică, nu. Există niște pași ai biruinței. Însă mai întâi vreau să ne uităm la David și la Goliat, dragii mei. Dacă Saul s-ar fi bătut cu Goliat, vreau să vă spun astăzi, indiferent dacă Saul pierdea sau câștiga, nu ar fi rămas în Biblie istoria aceasta. Pentru că un conducător de oști de la filisteni se bate cu un conducător de oști de la evrei. Nu mai contează cine pierde sau cine câștigă. Însă acest pasaj rămâne în Biblie, dragii mei, pentru că un copil a mers în fața lui Goliat fără teamă, fără frică. Și nu numai că nu a luat bătaie, dimpotrivă, o nimerit exact pe locul care trebuia să-l nimerească. Vreau să vă enumăr câteva avantaje pe care Goliat le avea în fața lui David. În primul rând, Goliat era mai înalt ca David. Avea 288 de centimetri. Îmi cer scuze că nu știu să transform în măsurătorile dumneavoastră. Avea 288 de centimetri înălțime. Și să fie avut 2 metri, ți-ar fi fost frică de el, nu? Apoi Biblia spune că avea o armătură de protecție mai bună ca și David. 41 de kilograme cântărea armura lui Goliat. David era îmbrăcat cu hainele de zi. Știți că a încercat să ia hainele lui Saul și nu i-a mers. Aici putem învăța ceva. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Nu păstorul, învățătorul. Primim 10 de mesaje pe zi. Rugați-vă pentru noi. Nu. Dacă este cineva în suferință, să se roage. Mai întâi roagă-te tu. Uită-te la armura ta. O zis David, nu pot să mă duc cu armura lui Saul. Eu trebuie să mă duc cu armura mea. Apoi Biblia spune, dragii mei, că Goliat avea arme mai performante ca și David. Vârful suliței lui Goliat cântărea 6,8 kg. Comparați vârful suliței cu o praștie, cu o pietricică. Nici o șansă. Apoi Biblia spune că avea experiență în război și în luptele corp la corp, cu mult mai mult decât David. Apoi Biblia spune că avea în spate o mulțime de filisteni care îl înconjurau și îl încurajau. Pe David nu îl încuraja nimeni, nici măcar frații lui. Nici măcar Saul nu i-a dat vreo șansă. Dragii mei, absolut nimeni nu i-a dat vreo șansă lui David. Dacă David se uita la avantajele dușmanului, avea toate motivele să-i fie teamă. Singurul avantaj pe care David l-a avut în fața lui Goliat a fost faptul că l-avea pe Dumnezeu de partea lui. Slăvit să fie Domnul! Învăț de aici, dragii mei, ceva și o pun în dreptul meu. Nu îndrăsnesc să vă dau lecții dumneavoastră. Am eu nevoie multă de pocăință. Dar am o frică în viața mea. Am o frică să nu cumva să ajung la amvon și să nu mai am lacrimi în ochi. Am o frică că într-o zi o să vin la biserică și o să stau pe telefon când alții se vor ruga. Am o frică că alții vor spune de ajuns mie, Doamne, dar harul Tău și eu o să mă uit la ceas. Nu se face 12 să mă duc mai repede la un steak. Să plec mai repede la biserică, mă plictisesc. Am o frică că peste 10 ani tinerii vor spune putem face program numai seara o oră și dimineața ne băgați un film. Putem să nu vă mai rugați în alte limbi. N-ai frică asta? Într-o zi a zis poetul prin cântare, nu mergi de la mine, Iisus. Strigă inima. Spre alții mă uit la altul. Altul se bucură în rugăciune, altul prorocește. Altul cu Biblia subliniată și eu nici măcar n-am adus-o la biserică. Am o teamă, Doamne, să nu mă te departezi de mine.
Că dacă te îndepărtezi de mine, poate să am toate avantajele lui Goliat, că oricum pierd. Că cea mai mare bătălie nu e bătălia din Senat, dintre republicani și democrați, sau din guvern, sau de la președinte. Sau între noi, ca și mașini. Câte mașini ai tu? Câte mașini am eu? Cea mai mare bătălie, dragii mei, e bătălia pentru suflet. Și într-o zi tot ce va conta, va fi dacă am sau nu cerul. Ar trebui să ne fie frică în această dimineață de păcat, pentru că păcatul e singurul lucru care ne îndepărtează pe Dumnezeu din viața ta. Și sfințenia îl atrage pe Dumnezeu. Noi mai obișnuim ca slujitor să ne rugăm, să spunem, Doamne, vino aici, un frate se va ruga să vină Domnul aici. Nu. Sfințenia e ca și un magnet pentru Dumnezeu. Îl atrage. Acolo unde sunt doi sau trei strânși în numele Domnului, cu o viață curată, Dumnezeu coboară. Doamne, mai coboară și în ziua de astăzi. Mă uit la Samson, văd aici tineri în sală. Mă uitam la balcon, mă uitam în sală. Vă așteaptă cel mai important pas după botez, căsătoria. Nu știu cum tratați lucrul ăsta. Pe TikTok îl tratați? Pe Insta? Mă uit la Samson. A avut prorocii extraordinare când era copil. Înainte să se nască. Când s-a întâlnit cu leu de 280 de kilograme, Samson l-a făcut praf. Când s-a întâlnit cu leoaica numită Dalila de 60 de kilograme, a fost făcut praf. Mă uit în Biblie și nu mai deschid acum. Au venit domnitorii filistenilor și au zis către Dalila, îți dăm, am făcut un calcul acolo, 8.000 de euro. Fiecare dintre noi, 10.000 de dolari. Fiecare dintre noi, dacă ne-l dai pe mână. În Samuel spune că erau 5 domnitori ai filistenilor, 5 ori 10, 50.000 de dolari. Vreau să întreb aici bărbații din sală, cum vi se pare dacă v-ar vinde nevasta pentru 50.000? Ieftin sau scump? Nu răspundeți. Am avut la telefon în ultimele 3 săptămâni 10 cazuri de divorț. În 3 săptămâni. Știți ce bătălie se dă pentru familie? Știi ce teamă ar trebui să ai? Să nu mă duc în căsătorie, să nu mă duc înainte fără să fie Dumnezeu cu mine? Frați și surori, e vremea să strigăm pentru copiii noștri, pentru bisericile noastre. Avem nevoie de frică. Spune Biblia despre Samson că nu știa că Domnul se îndepărtase de el. O să fac așa și mai înainte. Mă scol și rup funiile astea. Nu în păr stătea puterea. Ăla era numai semnul. Te mai însoțește semnul vorbirii în alte limbi. Eram undeva și cineva s-a scăpat și a spus o vorbă care nu trebuia. Și a zis, m-am scăpat. Nu te-ai scăpat. Aia aveai acolo, că dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu vorbire în alte limbi, nu? Dacă erai plin de Duh, te scăpai cu o binecuvântare. O zis David în Psalmul 23, paharul meu e plin, de ce? De dă peste el. Dar cu ce e plin? Cu bunătate. Hai, Mefiboset, să mănânci la masă cu mine. Ai frica asta? Dragii mei, sunt absolut sigur că poporul Israel, că în poporul Israel era oameni care trăgeau cu praștia mai bine ca și David. Sunt 100% sigur de asta. Dar știți de ce ăia nu pleca să se lupte cu Goliat? Aveau dubiul ăsta. Nu știm dacă Dumnezeu e cu noi. 1 Samuel 16:18, unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care știe să cânte. Auziți câte calități poți să ai în viața asta, dar ultima e cea mai importantă. El este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip. Toate astea sunt zero. Dacă cu astea mergea David în fața lui Goliat, lua bătaie. Și Domnul este cu el. N-am dorință mai mare decât să fie Dumnezeu cu mine. Dacă trebuie să ajung în pușcărie, nicio problemă. Mai bine, o zis Iosif, mai bine cu Dumnezeu înăuntru decât fără el afară. Dacă trebuie să fiu bajocorit, dacă trebuie să trec prin suferință, nu contează. Important este să fie Domnul cu mine, nu? Dumnezeu e cu tine în cuptor, dacă și tu ești în picioare pentru El, în Valea Dura. Dumnezeu e cu tine în groapa cu lei.
Am o întrebare care vreau să vă pun. Unde s-a grăbit îngerul care a fost cu Daniel în groapa cu lei? O putut să facă schimbul 3, 8 ore, 10 ore, cât o fi fost? Când l-a scos pe Daniel din groapă, de ce nu mai stat un sfert de oră îngerul? Că a venit următorii. Psalmul 34 cu 7. Îngerul Domnului tăbărăște. Tu știi ce facultăți am, eu zice? Tu știi câți bani învârt? Nu ai condiția. În jurul celor ce au o frică. Și la frica asta am vrut să ajung. Frică de Domnul. Doamne, dă-ne-o astăzi. Dragii mei, mai învăț ceva și nu știu dacă trebuie să spun lucrul ăsta azi aici, dar totuși îl spun. Mai învăț ceva din lupta dintre David și Goliat. Dacă David l-a omorât cu Goliat, pe Goliat cu praștia, credeți că pe frații lui nu-i nimerea? O venit David de la oi, s-a uitat frații lui la el așa, ciudat, și a început să-l bajocorească. Și a început să-i zică câteva lucruri. Și David, zice Biblia, că s-a întors de la Eliab și a văzut drum mai departe. Vreau să spun astăzi ceva. Știi de ce n-ai putere să te lupți cu Goliat? Ți-ai consumat muniția cu părinții, cu socrii, cu familia, tribunale, probleme. Și când trebuie să stai înaintea demonului, nu mai ai putere. O zis David, eu dacă mă stau și mă lupt cu Eliab, Goliat să joacă cu mine apoi. Dragii mei, noi nu trebuie să ne luptăm cu frații noștri, trebuie să luptăm cu puterea întunericului. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Efeseni 6 cu 12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Știți ce mai învăț de aici? Că mulți sunt echipați ca și Goliat, foarte bine echipați pământește, au relații, au bani, au oameni care îi încurajează, dar nu l-au pe Dumnezeu. Dragii mei, istoria lui David și a lui Goliat mă învață faptul că dacă pun accent pe lucrurile care se văd, dar nu am credința și umblarea cu Dumnezeu, într-o zi voi pierde tot. Avea și Pavel o teamă și tare mult îmi place de frica asta care avea Pavel. 1 Corinteni 9 cu 26, eu alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Auziți? Pentru calviniștii care spun că mântuirea nu se pierde. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi face praf. O intra curentul ăsta calvinist în biserică și îl face praf, tinerii care spun, nu mai am nevoie de Duhul Sfânt. Biblia e suficient, nu mai am nevoie de prorocii, de descoperiri, de vedenii. Oricum, Dumnezeu m-a ales pentru el. Păi înseamnă că pot să mă duc să fac ce vreau, că oricum sunt mântuit, nu? Uitați ce spune Pavel. Nu cum, am o teamă, zis Pavel. Am bătut toată țara în lung și în lat, zis Pavel. Am predicat, am deschis biserici într-o parte și în alta. Am o teamă, zice. Nu cumva să fiu lepădat. Dar cum pot să fiu lepădat? Intră păcatul în viață, trăiesc în mod conștient în păcat și mor în păcat și pierd cerul. Doamne, păzește-ne de asta. Dragii mei, vreau să mai spun ceva despre David și Goliat. Nu contează doar luptea, contează și cauza luptei. Nu contează numai să lupt, contează și pentru ce lupt. O mers David și a zis, Goliat, eu n-am venit aici ca să ajung pe paginile unei reviste. Eu n-am venit aici să te bat ca să strâng like-uri, să am followers mai mulți. Motivul pentru care sunt aici, Goliat, este pentru că tu l-ai bajocorit pe Dumnezeul meu. Și eu vreau să te arăt astăzi că nu eu, nu praștia mea, nu piatra asta. Dumnezeul meu va avea ultimul cuvânt. Pentru că, frați și surori, când planeta noastră va trece, când totul va dispărea, cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în picioare. Va rămâne veșnic. Problema noastră este că de prea multe ori ne uităm la ce spun oamenii. Ce zic de COVID-ul ăsta? Cât o să mai moară? Prea mult deschidem news-urile. Ar trebui să deschidem mai mult Biblia și vom avea pace din belșug. A mers David și s-a luptat cu Goliat și l-a învins. Știți ce mă învață pe mine istoria lui Goliat? O spun în dreptul meu. Că toate lucrurile care pot să pară avantaje în ochii oamenilor se pot transforma în dezavantaje dacă nu e Dumnezeu cu tine. Un corp frumos. Oh, cât de mult ne luptăm ca slujitori. Pentru că mulți ar vrea să facă biserica o sală de modă.
Să arate cât mai mult din corp și poate vă supărați pe mine, dar cu cât ai mai puțin înăuntru, atât trebuie să arăți mai mult din afară, că altceva nu ai. Dar nu cred că e cazul la dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Dar tremur, pentru că văd astfel de tineri, astfel de fete, astfel de băieți. O ia pentru corpul ei. Și ce faci după 4, 5, 6, 7 copii? Când corpul trece. Dacă nu crește pisici și câini. Dar și dacă crește pisici și câini, tot trece corpul ăla. Ce faci? Mergi la altcineva? Sunt direct. Dar cu atâția falimente în familie, trebuie să fim direcți. Un corp frumos, fără Dumnezeu cu tine, e un dezavantaj. În Bârlad, în urmă cu câteva luni de zile, o femeie care era regina cluburilor de noapte din Bârlad, s-a aruncat de la etaj. S-a sinucis. Un corp frumos, fără Dumnezeu. O voce frumoasă, fără Dumnezeu, e zero. O viață bună, material. Uitați-vă la fiul risipitor, avea bani, prieteni și faimă. Dar fără Dumnezeu, fără tatălui, a ajuns în faliment. S-a întors într-o zi acasă. Și tata nu l-a întrebat, auzi, unde-s banii? Când o să văd banii, o să mânci la masă cu mine. Nu. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Te așteaptă să te întorci astăzi acasă. Nu știu cum e viața ta. Dar vreau să spun astăzi că o voce excepțională care nu laudă pe Dumnezeu va aduce slavă lumii și diavolului. Dacă ai un talent, pune-ți-l în slujba Domnului. Dacă ai ceva, dacă ești înțelept în a scoate idei din ceva, nu scoate idei din prostii. Ia Biblia, cuvântul Domnului și Dumnezeu te va lumina și te va folosi. Pune-te deoparte pentru Dumnezeu. Căci, dragii mei, cu Dumnezeu, chiar dacă în ochii oamenilor nu prezentăm interes, chiar dacă sunt luat în râs, sunt mic de statură, ca și David. Spunea o cântare frumoasă, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit fiul tău. Dragii mei, mă uit la David, cu credință în Dumnezeu, a făcut mai mult decât o armată de evrei fricoși. Frica îl face pe Dumnezeu să nu te poată folosi. Îi spune Dumnezeu lui Gedeon, Gedeon, o armată mare ai tu aici. Dar vreau să spun că cea mai mare parte de aici e fricoș. Spune-le la fricoș să meargă acasă. 22.000 de oameni au plecat acasă. Nu știu care e frica ta astăzi. Am o mare frică în ultimele luni în inima mea, ca nu cumva să văd lucrarea lui Dumnezeu prin ochii oamenilor. Vă dau trei exemple din Biblie în care Dumnezeu vede diferit de cum vede omul. Văduva de la templu. Nu știu care dintre voi v-ați luat toți banii de acasă astăzi. Mai avea doi bănuți acasă, femeia aceea. Știți ce făceam eu în locul ei? Mergeam la fratele păstor și spuneam, mai trecut pe lista văduvelor. Femeia asta, văduva de la templu, ia ultimii bănuți și merge la casa Domnului cu ei. Toți ucenicii rămân impresionați de cât au pus bogații. Singurul impresionat a fost Iisus Hristos de cât a pus femeia. Pentru că, dragii mei, învăț ceva interesant, ceva important. Iisus nu se uită la cantitate, ci se uită la calitate. Mă uit apoi la Luca 7, femeia cu vasul de alabastru. Erau acolo zeci de bărbați și femeia asta avea acasă un vas cu alabastru, cu mir. Putea să se dea peste imoralitate cu parfum. Să primească aplauze de la oameni. Dar ea s-a uitat și a zis, parfumul ăsta peste o viață murdară, oricum nu mă ajută cu nimic, că Dumnezeu știe ce sunt. Parfumul ăsta îl las. Până când într-o zi pe strada vieții mele va veni cineva care merită parfumul ăsta. Și într-o zi a auzit că Iisus a ajuns pe strada ei. Și o mărți o lua vasul cu alabastru. O intrat în camera aceea, au fost batjocorite la nivelul gândurilor care le aveau bărbații aceia acolo. Și care spuneau, dacă ar ști cine e asta. Ascultă-mă, Iisus nu se uită la ce ai fost. Iisus se uită la ceea ce poți deveni când ești în prezența Lui. La o viață nouă, la un viitor binecuvântat. S-o cheltui fariseul ăla mult. O fi mărs la Walmart, o fi cumpărat, să fie. Vine Iisus în casa mea, mă, s-o fi dat mare la toți. La tine au venit? Ai văzut ce tare sunt eu. Singura mântuită de la întâlnirea aceea a fost femeia. Că Dumnezeu nu se uită la cum se uită omul. Avea femeia asta o frică, nu cumva să treacă Iisus să plece și eu să nu mă întâlnesc cu El. Mă uit la Iov. Apropo, dacă diavolul vorbește cu Dumnezeu despre tine, ce ar vorbi?
Despre numărul de casă de bătrâni? Despre cât ai băgat în Bitcoin? Dacă Dumnezeu ar vorbi cu diavolul, ce ar spune Dumnezeu despre mine? Se uită Dumnezeu la diavol și îi spune, ai văzut pe robul meu Iov? N-are nimeni animale cât are el. Știți câte avea? 11.500 de animale. Afaceri de milioane de euro în termeni de ziua de azi. Auzi ce spune Dumnezeu? Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iubit tânăr, iubit familist, ori de câte ori spui nu păcatului și da sfințeniei, Dumnezeu se laudă cu tine în cer. Iisus Hristos merge înaintea Tatălui și rostește numele tău. N-am înțeles ani de zile de ce Dumnezeu le spune la unii, nu vă cunosc. Păi Iisus, Fiul meu, nu m-a spus niciodată despre tine. Cum să te cunosc? Acum te cunosc, zice. De ani de zile tot spune că te păzești de păcat, vii la adunare, vii la biserică, te implici, postești, rogi, trăiești în sfințenie. Am frică aceasta, dragii mei, nu cumva să calculăm diferit de cum calculează Dumnezeu. Te provoc astăzi să-ți fie frică de păcat, să-ți fie frică de orice lucru care l-ar îndepărta pe Dumnezeu de tine. Roman 12:9, dragostea să vă fie fără prefăcătăruie, fie vă groază de rău. Auzi, ce înseamnă groază? Frică puternică și violentă, provocată de un lucru înfiorător, de un pericol mare, de o nenorocire. Să-ți fie groază de astăzi de gambling, să-ți fie groază de astăzi de droguri, să-ți fie groază de jocuri mecanice, de pariuri sportive, de glume proaste, de bârfă, de minciună, de pornografie. Să-ți fie groază de prietenii care te depărtează de Dumnezeu, să-ți fie groază de ceartă, de răzbunare, de neiertare, de nemulțumire. Să-ți fie groază de rău și să-mi fie groază de rău și să mă lipesc tare de bine. Că atunci când mă lipesc de bine, mă lipesc de Dumnezeu. Și când mă lipesc de Dumnezeu, se împlinește Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic. Eu îți vin în ajutor. Ce frumos ca în ziua grea să-L ai pe Dumnezeu lângă tine. Ce frumos că atunci când treci prin necaz, prin probleme, să știi că ai trăit frumos când totul era bine. Și acum când ți-e greu, Dumnezeu trimite pe Îngerul Său. Dragii mei, când am frică de Dumnezeu, nu mai am frică de nimic, să știți. Filipeni 1:21 spunea Pavel ce v-am spus deja, că și pentru mine a trăi este Hristos, a muri e un câștig. Nu mi-e mai teamă de moarte. La evangelizări mai întrebăm pe unii, dacă ai murit în seara asta, unde mergi? Știi ce spun? Dumnezeu știe. Dragii mei, dacă m-ar fi întrebat la aeroport, unde mergi? Și aș fi spus, Dumnezeu știe. Vă asigur că n-aș fi trecut de Borders. M-a luat la purecat, când am intrat în LA, m-a întrebat de toate. Știi ce am înțeles? Că poți să vezi și în lucrurile la ceva spiritual. Nu contează câți bani ai la border. Bă, dar tu știi ce mașină am parcat de în fața bisericii astăzi? Dar nu l-a interesat pe vameș lucrul ăla. Nu contează ce studii ai. Poți să fie taică-tău președintele României. Nu treci fără viză. Vine ziua când vei ajunge la vama cerului. Nu va conta nimic material. Va conta dacă te cunoaște Iisus. Luca 12:4. Să-mi fie frică că mă pot ucide unii, că va veni prigoana? Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Dar de faraon să-mi fie frică. Exodul 1:17, dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului și au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Ai lăsat copiii să se nască în familia ta? Nu e la modă să predici asta, Doamne feri! Dar au întrebat Samuel când a mers să lungă pe David, ăștia sunt toți copiii tăi? Te întreabă Dumnezeu astăzi, ăștia sunt toți copiii tăi? Dar știi ce scumpă e viața în America? Cum să mai primesc copii? Fiecare copil vine cu binecuvântarea lui.
Păi, dragii mei, toate minunile din Biblie, toate, s-au întâmplat numai când a fost o greutate. Un greu. O lipsă. Vrei să vezi minunile Domnului în viața ta? Acceptă voia Lui în familia ta. O zis moașele aștia, nouă ne este teamă de Dumnezeu. Și printre cei salvați de la moarte au fost și Moise. Ne întreabă astăzi, frate păstor, unde-s prorocii buni? Unde-s păstorii care să predice cuvântul Domnului? Unde-s doctori? Să avem doctori creștini mai mulți. Știți unde-s? Avortați cei mai mulți. Acolo-s. 21 de milioane de copii din 60 și ceva până azi în România au fost uciși. Mi-e frică să vorbesc despre America. Lasă-L pe Dumnezeu să se implice în viața ta, în familia ta. O zis Biblia că ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Mă apropii de încheiere, dragii mei, spunându-vă că viața în sfințenie și în neprihănire îți dă cea mai mare liniște și cea mai mare pace, pentru că te face parte a promisiunilor lui Dumnezeu. Isaia 54:14, vei fi întărită pe vecie prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut și spaima, căci nu se va apropia de tine. Vreau să închei cu această teamă din Eclesiastul 12:13. Păzește poruncile Domnului. Și vreau să vă las o poezie a fratelui Traian Dors, tare mi-a plăcut. Un om care a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Nu știu cât ai suferit tu pentru Dumnezeu. Nu știu cât de mult rapți ca să te bajocorească cineva. Omul acesta, după 17 ani de închisoare, spunea Vurbrand, erau ocazii când îmi băgau câini lupi în celulă. Au fost ocazii când m-au bătut pe spate, m-au călcat în picioare, au zis Vurbrand, numai ca să rostesc un nume al unui colaborator cu care am tipărit Biblii sau broșuri. O zis Vurbrand, în 14 ani n-am trădat pe nimeni. Asta te trădează frații ieftini. Gratis. Bine, nu-i cazul la dumneavoastră. Ăștia au, pentru Dumnezeu, au făcut 14 ani, 17 ani de închisoare. După 17 ani de închisoare, spune Dorz așa. Și credeți-mă că au avut motive să-i fie teamă. Când se deschidea ușa celulei în fiecare seară, putea să-l cuprindă teama. Știți ce spune Dorz în final? În 89 a murit. În 1989 a murit. Știți ce spune el în final? Să nu ne fie teamă când mergem cu Hristos. Cât umbli în lumină, să nu te temi de nimeni. Mergi cu curaj pe cale atunci când mergi frumos. Lumina ta va învinge prin orice întunecime. Rămâi pe brazda dreaptă cu ochii către țel și apasă plugul cinstei cât mai adânc să are. În Dumnezeu te încrede, cu tine este El și grâul tău va umple cereștele grânare. Nu renunța la luptă oricât de singur pari, mai sunt și au să mai vină cu mii de sute frații. Cad cei ce n-au dreptate, oricât ar fi de tari. Biruitori la urmă rămân nevinovații. Înalță steagul crucii, ia-i semnul cel neînvins, dar mâini nevinovate și gând curat să-l poarte. De vei cădea în luptă, rămâi cu brațul întins. Veni vor alții în urmă să-l ducă mai departe. Sfârșitul va fi mare, frumos și strălucit. Iisus, biruitorul, e acela ce te cheamă. Tu vei fi învingătorul, oricât vei fi trântit. Rămâi, deci, și te luptă. Și n-avea nicio teamă. Cu acest gând m-am culcat azi noapte, cu acest gând m-am trezit. Dacă ai vreo teamă și ai vreun păcat ascuns, ia pe unul din slujitorii bisericii. Du-te la mărturisire. Am văzut sute de ungeri cu un de lemn unde nu s-a rezolvat nimic. Pentru că omul respectiv a zis, nu vreau să mă mărturisesc. Nu vreau să mă zdrobesc. Mi-e teamă să vă spun ce am făcut. Da, dar în urma temerii, dacă există teama de Dumnezeu, te mărturisești și începi o viață nouă. Dumnezeu va atinge familia ta. Dumnezeu va atinge trupul tău. Dragii mei, Dumnezeu vindecă și astăzi. Eu sunt o mărturie a vindecărilor lui Dumnezeu. Cunosc persoane care au fost vindecate. Dar nu există vindecare până nu se întâmplă zdrobirea aceea interioară care prin mărturisire spune, Doamne, Te-am întristat. În loc să-mi fie frică de Tine, mă fost frică de prieteni, că nu mă mai duc cu ei la același potop de belșug. În loc să-mi fie teamă să nu întârziu de la biserică, mi-a fost teamă să nu pierd altceva.
Astăzi, Doamne, mă recunosc. Vreau să intrăm, dragii mei, într-o rugăciune în următoarele momente. Să spui Domnului ceea ce te apasă, care e teama ta? Și să spui mai departe, mă încred în El orice s-ar întâmpla. Nu știu ce va fi mâine, dar știu, o zis Iov, că răscumpărătorul meu este viu. Dragii mei, Iov nu a fost internat în spitale din America cu multe condiții. Nu a avut asigurare, cum aveți dumneavoastră sau cum avem noi în România. O stat pe o grămadă de cenuș acolo lângă niște prieteni care l-acuzau și spuneau, Iov, tu ești aici pentru că meriți. Și Iov a zis, nu. Au avut 11.500 de animale, spune Biblia. Le-au pierdut pe toate, 10 copii și i-au pierdut. Dar știți că în ultimul capitol primește de la Dumnezeu 23.000 de animale. Dublu. Că nu poate diavolul să-ți ia cât poate Dumnezeu să-ți dea. Îi dă Dumnezeu copiii înapoi, îl restaurează pe Iov. Dar Iov spune așa, atunci când văduva m-a văzut la poartă, am deschis. Atunci când brațul meu a trebuit să facă ceva pentru Domnul, am făcut. Atunci când a trebuit să trăiesc frumos, am trăit frumos. Știu că răscumpărătorul meu într-o zi se va scula și va vorbi în dreptul meu. Dragii mei, mă rog pentru cauzele care le aveți. Dumnezeu să aducă ziua rezolvării. Dar dacă astăzi ai nevoie să spui, Doamne, mi-este teamă, mi-e frică. Doamne, mă gândesc la sfârșitul meu. O zis Balaam la un moment dat, Doamne, zice, aș vrea să mor ca un neprihănit. Dar parcă aud o voce care spune, nu pot să mor ca un neprihănit cu banii lui Balac în buzunar. L-a chemat Balac să blesteme. Vreau să vă întreb, dacă pe mine mă cheamă cineva să înjur, trebuie să sun un proroc? Dacă sunt chemat să blestem undeva, trebuie să mai întreb pe Domnul? E normal că nu. Dar a mers omul acesta. Uitați-vă, văd femeia aceea, Rahav, este salvată de Domnul și prorocul Balaam, ghicitorul Balaam, este omorât. Dacă vrei să trăi, să mor ca un neprihănit, mă rog să ne ajute Domnul să trăim ca niște neprihăniți. Doamne, fii cu noi mai departe. Ne ridicăm, dragii mei, în picioare. Ne rugăm și mă rog ca Domnul să ne asculte. Amin.